Salutare, eu sunt Ioana, bine ai venit în bucătăria mea la o nouă rețetă pentru bebeluși, potrivită pentru cei mici chiar de la 6 luni de zile. Este o rețetă simplă și ușor de făcut, gustoasă și sănătoasă. Despre ce este vorba? Brioșe răsturnate cu brânză dulce și stafide. Haide să-ți detaliez. Ingredientele de care ai nevoie sunt următoarele: 100 de grame de făină, 120 de grame de stafide, 50 de ml de lapte dulce, 50 de ml de ulei de măsline, 2 lingurițe de praf de copt bio, 2 ouă și 250 de grame de brânză dulce. Pe lângă acestea, forme de silicon pentru a pune brioșele în ele. Înainte să te apuci de treabă, lasă la hidratat stafidele pentru cel puțin 2 ore. Pui apă peste ele într-un bol și le lași la hidratat. Totodată, lasă ouăle să ajungă la temperatura camerei. Iar un ultim sfat, pune hârtie de copt în tava cuptorului pentru a evita situațiile în care aluatul iese din forma de brioșă și dă pe afară. Nu o să mai ai tava murdară. Cum procedezi? Simplu. Amesteci ingredientele uscate, și anume făina cu praful de copt. După care treci la ingredientele umede. Pui ouăle într-un bol. Le bați bine cu un tel. Adaugi brânza dulce, laptele dulce, uleiul de măsline, stafidele și mesteci până la omogenizare. Încorporezi ingredientele uscate în cele umede și mesteci până obții un aluat omogen. Pui aluatul în formele de brioșă. Dar atenție, nu umpli forma de brioșă. Lași un pic de spațiu ca atunci când ea crește să nu dea pe afară. Baci totul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru 30 de minute. Scoți brioșele din cuptor. Și le lași să se răcească, dar atenție, le scoți din formele de silicon. Când s-au răcit, le pui pe un platou și le servești cu plăcere. Dacă ți-a plăcut rețeta și e prima dată când ești pe canalul meu, te invit să te abonezi. Iar dacă ești deja abonat, te invit să pornești notificările pentru a fi la curent cu toate rețetele delicioase pe care le postez. Spor la bucătărit și poftă bună!